Celor 17 pompieri din Petrila li se oprește 10% din salariu timp de 3 luni, garanție pentru mașina de pompieri care a costat 800.000 de lei. Banii ajung într-un cont și vor fi folosiți pentru eventualele reparații ale mașinii. Ce a determinat luarea acestei decizii de a reține celor de la serviciul de pompieri 10% din salariu? Dorința de a-i face să fie conștienți de valoarea bunului cu care lucrează, dorința de a-i face să fie mai gospodari, să aibă grijă de el. Suma de aproape 8 miliarde cât a costat această mașină reprezintă un efort substanțial mare pentru bugetul orașului nostru. Mașina de intervenție a fost cumpărată anul trecut și s-a stricat la mai puțin de o lună de la achiziție. Pentru că nimeni nu și-a asumat vreo vină, primăria a decis să le oprească pompierilor garanție pentru utilaj. Unii pompieri spun că nu sunt mulțumiți de aceste rețineri din salariu, dar nu vor să recunoască public acest lucru. Ceilalți colegi ai lor, mulțumiți sau nu, acceptă însă situația. Trei salarii până se adună suma, banii sunt în cont, la cec, se dă dobândă la ei, dacă se pleacă din instituție sau își mută locul de muncă, își vor primi toți banii înapoi cu dobândă aferentă. Nu avem încotro, e legal și asta e problema. Nu avem ce comenta altceva. Măsura impusă de primărie este legală și s-a dovedit eficientă, spune Dili.